Așa, suntem live. Bună, bună și bine ați venit pe canalul de Bună YouTube tuturor! Kilostop. Pentru prima oară ne-am mutat webinarele pe YouTube, de acum ne vom vedea în fiecare joi la ora 6:30 aici, cel puțin în următoarele săptămâni. Bun venit și prietenilor din comunitatea noastră care ne urmăreau și la webinare și bun venit și oamenilor noi care sunt astăzi pe canalul Kilostop. Dacă nu știți despre noi, Kilostop este o clinică de nutriție din București. Avem 13 ani de experiență și o echipă de peste 20 de medici specialiști care, pe lângă specializarea lor de bază, au și o specializare suplimentară atestată în nutriție. Misiunea noastră este să trăim într-o lume de oameni supli, sănătoși și fericiți și de asta suntem aici, ca să discutăm despre cum să ajungi la acest nivel, cum să fii suplu, sănătos și fericit. Invitata noastră din seara asta este Elena, doctorița Elena Țambrea, Lili, cum îi spunem noi în familie. Bună, da. Lili, bine ai venit! Lili, mă simt foarte bine să-mi spui Liliana, bun găsit! Spune-ne câteva cuvinte despre tine, pentru cei care nu te cunosc. Pentru cei care nu mă cunosc, cred că merită să știți câteva lucruri așa succinte, pentru că în viața mea s-au întâmplat multe până acum și lucrurile astea m-au dus la 7 ani de Kilostop. Anul ăsta o să împlinesc 8 ani de când sunt în clinică. Kilostopul mi-a deschis lumea nutriției și a longevității și a vieții trăite așa cu bun gust. Nu și că nutriția este parte din viața mea sub formă de pasiune. Eu cred că nutriția face parte din misiunea mea personală. Efectiv, atât de mult o iubesc și atât de mult contează în viața mea și mi-ocupă din spațiul personal, încât e ceva măreț aici în povestea cu nutriția și cu Kilostopul. Da, așa este. Cred că la tine tot stilul de viață sănătos. Pentru cine nu o urmărește deja pe Lili pe Instagram, dr.Elena Țambrea, cred, dr.Elena Țambrea, o să-i dăm tag în live-ul de pe Instagram după ce o să terminăm aici și o să lăsăm link-ul și în caption-urile de pe YouTube. Vă recomand să o urmăriți pentru că postează aproape în fiecare zi niște tips and tricks foarte interesante, nu numai despre nutriție, despre stilul de viață sănătos în general și are și o energie bună. Vă spuneam la început că misiunea noastră la Kilostop este să trăim într-o lume de oameni supli, sănătoși și fericiți, ei. Dacă ne uităm la cifre, însă nu trăim într-o astfel de lume în clipa asta. Obezitatea și supraponderalitatea sunt probleme globale. Peste 1 miliard de persoane în întreaga lume sunt obeze. În România este o problemă națională de sănătate. 66% din adulți sunt supraponderali sau obezi și 40% din copii, ceea ce înseamnă că vor fi din ce în ce mai mulți adulți. Și o să avem, începând de azi, în fiecare joi, câte o întâlnire specială pe această temă, pentru că noi la Kilostop suntem o clinică de nutriție, dar o clinică de sănătate, în primul rând. De multe ori ne gândim că obezitatea, kilogramele în plus, sunt în primul rând o problemă de estetică. Noi suntem aici, noi și medicii noștri, suntem aici să vă spunem că, în primul rând, este o problemă de sănătate. Obezitatea este o boală. Organizația Mondială a Sănătății califică obezitatea drept o boală, din câte știu. Da. Și are multiple comorbidități, are impact asupra multor părți ale organismului și Lili, spune-ne, dincolo de măsurile la haine sau alte, nu știu, criterii mai mult sau mai puțin superficiale la care ne gândim când ne gândim la kilogramele în plus, de fapt ce înseamnă obezitatea pentru corp și kilogramele în plus, să zicem, nu neapărat obezitatea, ce înseamnă o greutate mai mare, cum ne afectează corpul. Ai zis foarte bine, Ana, merită să ne gândim la kilograme în plus și din prisma supraponderii, nu doar a obezității, pentru că orice kilogram peste o greutate normală poate fi un semn de alarmă. Acum, posibil să vă dau și o perspectivă un pic mai medicală, pentru că atunci când aud obezitate sau suprapondere, pentru mine asta înseamnă afectare pe foarte multe părți ale corpului nostru și pe aproape toate sistemele. În principiu, ne sperie obezitatea pentru că afectează calitatea și longevitatea vieții. Așa cum ai spus și tu, obezitatea este considerată o boală, e nomenclatorul de afecțiuni, are un tratament, are un protocol de tratament, are un protocol de investigații și de stadializare, este tratată ca o afecțiune sau ar trebui să fie tratată ca o afecțiune de către medici. Ca să vă dau așa, sunt foarte multe afecțiuni pe care le poate agrava sau determina obezitatea, dar cele cu care ne luptăm la nivel global cel mai mult și de prea mult timp, zic eu, sunt diabetul, cancerul și demența. Și cu astea am spus totul pentru că astea au implicații mai departe pe celelalte sisteme. De asta ne sperie atât de tare obezitatea și luptăm atât de mult cu ea. Așa este. Noi, ca oameni simpli, nemedici, eu nu sunt medic, în primul rând ne uităm la sănătate, pe lângă felul în care ne simțim, ne uităm la sănătate evaluându-le analizele și ăsta este subiectul despre care o să vorbim în seara asta, cum putem să ne tratăm, să ne îmbunătățim analizele prin alimentație, făcând alegeri diferite în viața de zi cu zi, alegeri ușor de făcut, lucruri pe care poate să le facă oricare dintre noi. Dar pentru asta trebuie să vedem de unde să începem. Deci, Lili, spune-ne,
În momentul în care ne facem analizele uzuale, la ce vedem? Ce trebuie să... Înainte să mergem cu ele la o interpretare medicală, cum e normal de altfel, da, și de asta le facem, când ne uităm la ele, cum trebuie să le privim? Măi, în primul rând, eu am o perspectivă a mea asupra analizelor mele și apoi vă pot da perspectiva pacienților mei atunci când se uită la analizele lor și vin cu ele la mine. Eu când mă uit la analizele mele, parcă mă uit la corpul meu pe interior și de asta vreau să fie complete, vreau să fie analize bune, vreau să-mi dea cât mai multe informații despre toate sistemele corpului meu și să-mi certifice că tot ceea ce fac eu în viața de zi cu zi fac bine și mă ajută să fiu sănătos. Pacienții însă, sau din ce am văzut până acum la oamenii non-medici, la persoanele non-medici, se sperie de creșteri sau de scăderi și consideră că dacă nu este nimic modificat, este sigur totul bine. Ori asta nu este în totalitate adevărat. Oamenii în general se sperie de colesterol și de glicemie cel mai mult sau de ceea ce nu înțeleg, adică analize pe care poate până acum au ieșit bine și le-au trecut cu vederea și dintr-o dată au ieșit scăzute sau modificate și dintr-o dată ce e ăla acid uric că la mine a ieșit crescut sau ce este VSH-ul că la mine e așa și nu era, ce am pățit cu vitamina D că eu știam bună și așa mai departe. Adică le creează o stare de angoasă. Iar în ceea ce privește analizele normale, adică cu valori în limitele laboratorilor la care se efectuează ele, ele trebuie privite în ansamblu, pentru că de exemplu un magneziu la limită sau o hemoglobină la limita de jos cu o feritină sau o rezervă de fier tot la limita de jos pot să fie niște semne precursoare de anemie, pe care eu, dacă nu sunt medic, le trec cu vederea și zic ok, eu sunt bine, nu am nimic de făcut și nu am nimic de prevenit. Deci sfatul este să ne adresăm totuși unui medic pentru interpretarea lor. Am înțeles. Înainte să ajungem la medic, pot să spun cum fac eu. Eu mă mândresc foarte mult când am analizele bune. Eu am întrecut de supraponderalitate, sper că stau în cuvânt, până la obezitate este, da, și așa mai departe. Și atunci sunt super motivată de ideea de a fi sănătoasă și de asta îmi place foarte mult să văd când analizele mele sunt arată perfecte. Bine. Exact. Sunt mai mândră de analizele mele perfecte decât, nu știu, când am slăbit 5 kg sau ceva de genul ăsta. Da, și în momentul în care văd ceva un pic acolo greșit, mă enervez pe corpul meu. Nu e idee bună să vă enervați pe corpul vostru, corpul este prietenul nostru, dar ca idee exact, mă uit exact cum ai spus tu, încerc să-mi dau seama dacă totul e în ansamblu și mai departe. Dar am câteva temeri și pot să spun care sunt primele la care mă uit. Eu, în primul rând, mă uit la glicemie. Sunt foarte stresată să nu fac diabet, nu am un oarecare istoric în familie și diabetul mi se pare o boală care îți strică foarte mult calitatea vieții, da, mă tem foarte mult de el. Și de asta mă uit în primul rând la glicemie. Spune-mi dacă ceea ce văd eu în analize, cum ar trebui, dacă glicemia mea arată în limită normală. Eu nu înțeleg decât cifra pe care o am acolo și cifra pe care o am de referință. De referință, exact. Da. Cum abordăm glicemia în analize? Păi, atât din cât este crescută, este clar, trebuie să facem investigații mai departe. Dar trebuie știut că și o valoare unică de glicemie mai crescută, adică nu am avut până atunci valori mari de glicemie, poate să rămână unică. Adică e pur și simplu, la un moment dat, în sângele meu, nivelul de zahăr a crescut și exact atunci am fost să-mi iau analizele. Sau poate am omis și am mâncat și atunci am uitat asta și m-am speriat, pentru că după ce am mâncat, e normal ca glicemia să crească în sânge. Deci poate să fie o valoare unică, izolată și să rămână așa. Dar de obicei o valoare mare trebuie investigată mai departe cu hemoglobina glicozilată, care ne poate spune dacă suntem la risc de prediabet sau dacă chiar este un diabet instalat. Asta unul dintre aspecte. Iar al doilea, pe care pacienții de obicei îl sar cu vederea, îl trec cu vederea, este că au glicemii mici, foarte mici, sub 70, 60 și, de exemplu, 67, 65. Uh-huh. Și acesta poate fi un semn de diabet, poate, sau de prediabet. O glicemie mult prea mică, da, o glicemie sub 70 sau mult sub referința laboratorului. Adică și asta ar trebui investigată. Merită să știți că în momentul în care glicemia crește în sânge, sistemele care țin de pancreas intervin ca ea să scadă, pentru că corpului nostru nu-i place o glicemie mare, fiindcă sângele nu funcționează așa cum trebuie, nu curge cum trebuie, elementele care sunt transportate de el sunt transportate corect, se lipesc între ele, agregă, sedimentează și așa mai departe. Deci vrem să scădem glicemia și asta face pancreasul prin insulină. Ori dacă asta se întâmplă foarte des, pentru că eu îmi cresc des glicemia, s-ar putea ca la o evaluare de glicemie să găsesc o valoare scăzută, tocmai pentru că am prins exact momentul după o hiperglicemie.
Și atunci obiectivul meu ar trebui să fie să mențin glicemia cât de cât echilibrată? Da, o glicemie între 70 și 100 este considerată normală. Am înțeles. Bun. Dacă am glicemia prea mare, ce pot să faci, ce pot face ca să o adresez din alimentație? Păi, în primul rând, cei care m-ați mai auzit, ați auzit foarte des, m-ați auzit foarte spunând despre un jurnal alimentar. Înainte de a tăia orice din alimentație, înainte de a mă duce la un diabetolog ca să cer pastile, înainte de a mă speria, haide să văd exact cum mănânc și să adresez acest jurnal unui specialist. Suntem peste 20 la Kilostop. Jurnalul în sine poate deja să vă dea niște conștientizări sau să vă creeze o igienă mentală legată de mâncare și singur să vă dați seama de lucruri pe care le omiteți pentru că le faceți pe pilot automat sau din emoție sau din nevoie, adică din carență poate să apară tot felul de alimente dulci sau gustărici sau ronțăieli dulci pe care efectiv creierul nu le ține minte. Deci ăsta ar fi primul pas, să țin un jurnal alimentar. După ce am ținut jurnalul alimentar, dacă observ că am dezechilibre mari sau pe lângă cele pe care le știu, de adresa nutriționistului astfel încât să vi le poată regla. Încă un lucru aici de important de știut este că nu trebuie tăiat carbohidratul dintr-o dată, tot, fără nimic glucidic în alimentație, pentru că s-ar putea să creăm dezechilibre mai mari. Asta este o tendință pe care am observat-o și la mine foarte des și la unele dintre prietenele mele. Avem această tendință de a merge foarte radical. Eu știu, de exemplu, că tind să mănânc foarte multe dulciuri, încerc să nu mănânc dulciuri procesate, dar trebuie să recunosc că mănânc enorm de multe fructe și din cauza asta mi se reflectă se reflectă cumva acest aport crescut de carbohidrați în analiza mea de sânge și după aceea mă duc și zic, nu o să mai mănânc fructe, o să mănânc low carb pentru că așa știu eu că este bine ca să nu fac diabet, am și eu problemele mele, după cum spuneam, o să scot toate fructele, o să scot biscuiței, o să scot ciocolata, mă rog, și alte lucruri, până când ajungi într-o situație de disperare, îmi vine să spun, da, în care pur și simplu te duci și pui înapoi de 3 ori mai mult decât ai scos în ultimele zile. Asta e un comportament care, de fapt, încurajează spike-urile, corect? Da, exact. Plus că ceea ce îmi spui tu, Ana, recunosc foarte bine din comportamentul pacienților mei. Ce îmi povesteai de binge-urile astea legate de dulce se întâmplă în viețile oamenilor, de obicei în weekend, când ne relaxăm, poate mai vin prieteni, ieșiri și așa mai departe. Iar lunea, de obicei, oamenii fac ori un fasting, ori dintr-o dată fără carbohidrați deloc. Pe urmă, marțea și miercurea, eventual și joia, se luptă cu nevoia de a ronțăi și a mânca dulce. Și apoi vine din nou weekendul și, da, deci este un tipar extrem de nociv care nu ține glicemia așa cum am vrea-o, nu chiar la o linie ISO, dar măcar cu niște variații mici, nu așa, da, și duce până la urmă tot către ronțăit. Noi știm, medici Kilostop, știm foarte bine că dacă scoatem carbohidratul foarte mult timp și din prea multe mese, până la urmă asta înseamnă poftă de dulce. Și duce pacientul într-o nevoie de a ronțăi constant, de a mânca ceva dulce constant și atunci mai degrabă păstrăm o serie de carbohidrați pe care îi numim lenți și care pot să mențină o glicemie normală în funcție, bineînțeles, de nivelul de glicemie din sânge îl prescriem, astfel încât să vedem partea bună, adică mai bine nu mai mănânc ciocolată, dar mănânc un cartof copt. Sau mănânc o fasole sau un orez negru sau niște cereale integrale, niște paste integrale la prânz. Mult mai bine așa. Și încă un truc pe care știu că îl folosește și doctorul Cristian Panaite cu glicemiile este că dacă vreau un dulce neapărat și nu, efectiv, sunt contexte în care nu trebuie să-l mănânc sau nu pot să nu-l mănânc, mănâncă un pumn de salată sau chiar și un bol de salată înainte, pentru că fibrele din aceste legume vor limita trecerea glucidelor în sânge și atunci, bineînțeles, că nici glicemia nu va mai crește. Am înțeles. Da, pot să vă spun că încercând să mănânci un bol de salată, asta îți dă și un pic de timp de gândire, să te gândești dacă vrei. Plus ațietate, plus, da, adică se mai întâmplă niște lucruri, adică se mai tratează și nevoia de a mânca. Și același efect îl au și proteinele, adică dimineața dacă lângă un dulce, un desert sau o felie de, să zicem, chec, puneți un iaurt, glicemia nu crește atât de mult ca la un chec simplu sau doar la felia de tort. Am înțeles. Da, mi se explică din orecum culise că trebuie să-mi verific microfonul pentru că nu mă aud foarte bine. Sper să se rezolve această problemă. Așa. Să vedem dacă se va rezolva. Perfect.
Să ne spuneți dacă acum aud mai bine. Mulțumim pentru că mult. Important este că aici Lili este cea care are mai multe lucruri utile și interesante de spus. Vreau să te mai întreb un singur lucru pe acest subiect al glicemiei și prevenției diabetului, îmi vine să spun, sau prevenției prediabetului, cred că nici acolo și nu mai vrem, potrivit și mai frumos. Nici acolo nu vrem, nici acolo nu vrem să ajungem. Există, nu știu, un raport de carbohidrați versus proteine pe care vrem să-l mâncăm, adică către care trebuie să tindem, sau niște ore la care e preferabil să mâncăm carbohidrați, pentru că ce am înțeles până acum, tu îmi spui așa, dacă nu vreau să ajung să mănânc cantități impresionante de ciocolată, mai bine să-mi planific să mănânc un cartof sau un carbohidrat mai lent, care să-mi asigure nevoia corpului, fără să mă ducă, să mă ducă într-o stare de psihică de disperare în care eu să am nevoie de zahăr rapid, nu? Exact. Bun, perfect. Deci, acest cartof, cam cât cartof aș putea să mănânc, cam când și poate el să fie prăjit sau nu? Înainte să-ți răspund, Ana, ca să înțelegeți mai bine de ce și în ce fel dăm carbohidrații ăștia și de ce îi dăm așa, trebuie să știți că modul în care folosim zahărul care ajunge în sângele nostru diferă în timpul zilei față de seară. Și diferă și de nivelul, în funcție de nivelul de activitate. Uh-huh. Adică dacă urmează să merg la sală sau știu că urmează să alerg, pot să mănânc și ciocolată. Pentru că dacă în 30 de minute mă duc și alerg, ciocolata aceea o să o folosesc pe post de energie și atunci glicemia nu o să stea foarte sus, nu consumă insulină. Uh-huh. Dar dacă este seară și știu că merg la culcare și știu și că am glicemii mari, ar fi foarte potrivit să nu pun deloc carbohidrat la cină. Deci carbohidrații aceștia lenți, pe lângă că ne cresc glicemia lent, ne dau timp să rezolvăm să nu ajungă acel spike. Da? Adică îi mâncăm la mic dejun și la prânz eventual, dacă ne permit glicemiile și caloriile în care trebuie să mâncăm, pentru că trebuie să știm că sunt și calorici, și îi folosim în funcție de nivelul de activitate. De exemplu, la o glicemie normală pentru cineva care are nevoie să slăbească, un anumit carbohidrat, un anumit tip de carbohidrat integral poate fi și la mic dejun și la prânz, cu excepția cinei, adică acolo nu mai este, doar proteina cu leguma sau doar legumele. Okay. În ceea ce privește pacienții cu glicemii mari constant, aici trebuie discutat în funcție de dacă este deja un tratament dat de diabetolog, pentru că aceste tratamente scad și ele suplimentar glicemia și paradoxal trebuie să dăm carbohidrați ca să nu intrăm în hipoglicemii, de preferat dacă se poate să ieșim de pe tipul ăsta de medicamente. Dar altfel, la pacienții în prediabet este suficientă o doză de carbohidrat pe zi. De obicei eu o dau la prânz sau la micul dejun, dacă oamenii preferă așa, dar este mult mai eficientă la prânz pentru că sunt un pic mai activi oamenii la acea oră sau urmează să-și facă mișcarea. Cartoful pe 200 de grame, la fel ca orezul, cântărit gătit. Și un mic truc și la orez și la cartof, dacă îl coacem sau îl fierbem și lăsăm să se răcească un pic, adică nu-l mâncăm fierbinte, îi scade indicele glicemic. Aha. Adică îl mâncăm cu risc mai mic de a crește glicemia. Aha, ok. Exact asta era întrebarea mea. Ce înseamnă o doză de carbohidrat lent? Deci cam 200 de grame din De paste fierte, cartof fiert, orez fiert, mămăligă, poate să fie... E vreo diferență între, nu știu, paste integrale versus paste obișnuite sau pâine, paste orez neg, orez integral versus... Da, este o diferență. Aceste alimente integrale au învelișurile, sunt obținute din cereale cărora li s-a păstrat învelișul. Asta înseamnă că au fibrele. Fibrele sunt cele care dau indice glicemic mic. Ele nu lasă glicemia să crească sau tot zahărul să treacă în sânge. Deci dacă este pâine albă, dacă este orez alb, dacă sunt paste albe, atunci indicele glicemic este mai mare și atunci acel aliment are un potențial mai mare de a crește glicemia. Aha. La calorii sunt cam la fel, nu ne afectează foarte mult, dar la indice glicemic, da, adică au un potențial mai mare de hiperglicemie. Am înțeles, deci mai bine le alegem pentru o glicemie integrale. Stabilă, mai bine le alegem integrale. Perfect, bun, cred că am terminat cu glicemia, cred că știu acum ce am de făcut. Următorul indicator, să zic așa, din analiză, care de mult ne îngrijorează uneori pe mulți, este colesterolul. Da. Zona asta de grăsim. Bietul colesterol facem? E foarte judecat și neînțeles și pus la pământ. Aoleu, un colesterol mare. Colesterolul înseamnă mai multe tipuri de grăsim din sângele nostru și trebuie să învățăm, sau măcar ca adulți, că noi ca și copii, nici măcar analizele uzuale nu au fost învățați să le vedem, trebuie să învățăm să-l vedem ca un cumul de lucruri. Pentru că nu e important, dacă am un colesterol mare,
dar am un HDL mare, adică un colesterol bun, mare, care are de fapt o valoare de protecție pentru vase, atunci este un colesterol bun. Dar dacă am un LDL mare și dacă mă mai uit și la LDL-ul ăsta din ce este alcătuit și fracțiile lui sunt crescute de asemenea, atunci este o problemă și merită să mă îngrijorez. Iarăși, asta este o problemă de privit în ansamblu. Dacă în familie am cazuri de accidente vasculare cerebrale, de infarcte, de hipertensiune, de hipercolesterolemie pe anumite secțiuni de colesterol, atunci trebuie investigat un pic mai bine ca să văd dacă am acest risc. Pentru că trebuie să știm că din punct de vedere al colesterolului este și colesterol crescut genetic la care alimentele nu prea au efect. Și atunci trebuie adresat cardiologului. Dar altfel, colesterolul trebuie văzut mult sau privit mult mai în amănunt până să spunem că e o problemă cu el. Aha, am înțeles. Și atunci, ca să nu avem probleme, nu știu, dacă avem, de exemplu, HDL-ul este colesterolul bun, înțeleg? Uh-huh. LDL-ul este LDL. Este colesterolul negativ, nociv, rău. Da, hai să zicem. Hai să zicem, cel pe care trebuie să-l avem sub supraveghere mai mult, adică mai mult, pe amândouă, presupun că vrem mai mult din cel bun și mai puțin din cel exact. Rău. Cred că se vede că eu nu sunt medic. Așa. Ca să ne supraveghem colesterolul, ce fel de alimentație să avem? Renunțăm complet la grăsimi, renunțăm la, nu în știu, niciun la caz. La ulei? La... În niciun caz nu recomandăm renunțarea completă la grăsimi. Grăsimile administrate corect sunt un susținător excelent al imunității și al fertilității, dar și al multor altor lucruri și ne ajută să slăbim. Fără grăsimi și fără carbohidrați, slăbitul înseamnă de fapt îngrășare. Deci slăbitul cu restricție de carbohidrați și de grăsimi este o reîngrășare, pentru că creează foarte multe carențe. Gândiți-vă că grăsimile sunt implicate în sinteza de hormoni, în sinteza de anticorpi, sunt implicate în transportul mai multor substanțe sau în absorpția vitaminelor și a mineralelor. Deci în momentul în care nu sunt grăsimi și dau, nu știu, și dacă dau suplimente și ele nu se absorb corect, tot fac carențe și asta mă duce către pofte. Inclusiv grăsimile saturate, părerea mea este că sunt subevaluate sau supraevaluate sau privite prea mult ca ceva foarte nociv sau foarte îngrășător care ne îmbolnăvește. Avem nevoie chiar și de grăsimi saturate, adică cele pe care le găsim în brânzeturi, în carne grasă, în unt, în uleiuri, în tot felul de grăsimi de care până acum noi ne-am ferit. Uh-huh. Ideea este cum le combinăm. Adică uleiurile, recomandarea empirică este să le consumăm crude, adică să nu le tratăm termic pe cât posibil. Dacă e vorba să tratăm termic uleiuri sau grăsimi, să fie cele cu punct de fum jos, cel mai recomandat este sus, cel mai recomandat este uleiul de măsline. Uh-huh. Și să încercăm să le variem din punct de vedere al uleiurilor, pentru că ele au conținut diferit de omega și de grăsimi saturate. Adică dacă folosesc la gătit un ulei, să zicem, de măsline, așa cum am spus, la salată folosesc un ulei de avocado, din când în când peste niște legume pe care le-am tăiat pun un ulei de porumb care îmi dă un alt gust, un ulei din sâmbure de strugure sau un ulei calitativ de, nu știu, orice altceva, atunci variez grăsimile. Există un trend nou pe care eu îl aprob legat de uleiul de floarea soarelui, care este proinflamator datorită conținutului lui de omega, deci ar trebui să consumăm din ce în ce mai puțin din el. Iar în ceea ce privește grăsimile din alimente, adică din carne, brânză, ouă, atât că le asociem cu legume, fibrele, vorbeam mai devreme că limitează trecerea carbohidraților în sânge, cam același lucru îl fac și cu grăsimile. În plus, legumele sau fibrele din legumele crude nu doar că limitează, ci asigură o trecere corectă, adică nu limitează de tot. Trece ce trebuie, când trebuie, unde trebuie și cumva legate între ele. Deci dacă le asociem între ele și dacă proporția de grăsime este mai mică decât cea de legume, absorpția este corectă, nu crește nimic din ce nu-mi trebuie în sânge, nu mi se depune pe nicăieri și așa mai departe. Și ca să completez răspunsul la întrebarea anterioară, Ana, iartă-mă că mă întorc, legat de fracțiile de colesterol, de HDL și LDL, trebuie să știți că ei sunt de fapt doi cărători. Ei nu sunt grăsimi, HDL-ul și LDL-ul sunt două proteine care cară aceste grăsimi în sângele nostru și fiecare mai are niște fracții în plus. La acelea trebuie să ne uităm. De exemplu, din LDL ar trebui să ne învățăm și noi, ca români, să dozăm mai mult apolipoproteina B, pentru că ea este cea care duce cel mai mult din grăsimile proaste. Și dacă ea este crescută, atunci ne îngrijorăm.
nu, poate să fie LDL crescut și pe alte fracții care nu au nicio valoare diagnostică și n-ar trebui să ne îngrijoreze. Da? Deci, practic, dacă am înțeles corect, ne spui, ca să avem o imagine reală asupra colesterolului și asupra riscului cardiovascular, nu? Da, exact, că de el ne speriem. De fapt, avem nevoie de o analiză un pic mai complexă, dincolo de colesterolul simplu și de HDL versus LDL. Da, exact, exact. Există țări în care nu se mai dă HDL-LDL, se dă direct fracția pe care vrem să o vedem din cele două. Am înțeles. Și de asemenea, ne spui că este ok să mâncăm grăsimi, că este ok să mâncăm grăsimi și saturate și nesaturate, exact. Toate felurile de grăsimi, că preferabil este să evităm uleiul de floarea soarelui, cred exact, că sau să prăjim lucruri, că și grăsimea saturată, dacă o mănânc dintr-o carne organică, este mai sănătoasă decât dacă o mănânc dintr-o carne prăjită, de exemplu. Să evităm prăjelile. Da. Deci cartofii noștri nu puteau fi prăjiți. Acum asta îmi răspunde și la întrebarea anterioară. Vreau să-ți răspund la întrebarea asta, te las să termin ideea. Așa, am mai multe lucruri de spus aici, dar o să revin la cartofi. Să variem uleiurile, adică noi consider, uite, eu de exemplu cumpăr aproape numai ulei de măsline pentru că trăiesc cu impresia că este cel mai sănătos și... E unul dintre cele mai sănătoase, cel mai echilibrat. Da, dar ar fi ideal să combin ulei de măsline să le variez, și cu altele, exact, să variez ele și pentru gust. Și de exemplu uleiul de avocado pentru mine în salată este minunat, este extraordinar. Schimbă cu totul. Da, e foarte bun, așa este. Și de asemenea, ceea ce mi se pare foarte interesant și aș vrea să reiau ce ai spus, ai spus că excluzând carbohidrații și grăsimile din alimentație, dacă vrem să slăbim, noi de fapt mergem spre calea spre îngrășare. Carență, exact. Asta înseamnă că dieta clasică pe care o știam eu din liceu, și anume să mănânci piept de pui fiert cu două frunze de salată, nu funcționează, spune-mi, aș fi vrut să știu acum 20 de ani chestia asta. Doamne, deci când aud pacienți care vin și spun: e ok, doamna doctor, dați-mi piept de pui cu salată de varză, simt efectiv, eu nu mai mănânc carne, dar simt gustul ăla fad și total, care nu are nicio legătură cu mâncarea, cu sațietatea, cu sănătatea, cu tot ce ar trebui să mâncăm. Mai degrabă o pulpă de pui la grătar cu salată și un cartof copt, de ce nu? Și nu numai că mai degrabă, ba chiar e mai eficient dacă vrem să slăbim, exact, asta ne-ai spus. Exact, este mult mai eficient ca să slăbim. Sunt două întrebări la care nu ți-am răspuns, Ana, și poate cei care ne ascultă ar fi vrut să... Și aș vrea să vă spun că puteți să ne puneți și voi întrebări. Așteptăm întrebări și pe Instagram unde suntem live, așteptăm întrebări și în comentarii aici pe YouTube pentru că le vedem. Dacă aveți orice întrebare pentru Lili, doctorița Elena Țambrea, puteți să o puneți acum pentru că le citim și e gata să răspundem. Mare drag. La ele. Eu funcționez Dacă nu, bine. Eu am întrebări foarte multe. Eu funcționez foarte bine pe întrebări versus discurs, așa că vă rog. Așa, vreau să răspund la întrebarea cu cartofii prăjiți. Să știi că din când în când eu le dau pacienților mei cartofi prăjiți. Dacă asta face diferența între a slăbi sau a nu mai slăbi sau lăsați că mănânc eu după ce slăbesc, asta nu e o abordare bună, mai bine hai să înveți să-i mănânci, să știi de câte ori pe săptămână, în ce combinații, la ce oră și cum să faci să nu-ți faci rău. Dacă știi sigur că după ce ai slăbit te întorci la cartofii tăi prăjiți dragi, hai să înveți să-i mănânci. Se mănâncă la prânz cu o salată de două ori cât cantitatea de cartofi prăjiți, tocmai ca să regleze absorbția de grăsimi și să nu fac rău. Cam așa. Și dacă sunt dispus să mănânc mai puțin cartofi prăjit, pot să-mi pun un pic de prânză peste. Nu e nicio problemă. Ideea este de frecvență, adică să fie totuși o dată pe săptămână, că dacă mă întorc la ce făceam înainte, voi obține aceleași rezultate, dar să-l asociez cu salată și cu o proteină mai slabă. Asta unul. Și al doilea, m-a întrebat de proporțiile dintre carbohidrați, proteine și legume. Noi tot vorbim de lucrul ăsta și răspunsul este foarte simplu. Dacă vă imaginați o farfurie de aperitiv normală, adică nu foarte mare, jumătate din ea ar trebui să fie de legume, sfert de carbohidrat și sfert de proteină. Dacă vreau doar carbohidrat, e ok să pun jumătate carbohidrat, jumătate cu vârf, legume. Aha, orice ar fi legume, în principiu, orice ar fi legume. Vreau să te mai întreb un lucru înainte să continuăm cu celelalte analize. Există vreun aliment pe care tu să-l interzici pacienților? Nu, nu-mi place niciodată să spun nu. Nu am niciun aliment pe care să-l interzic, absolut. Îmi place să găsesc și cred că asta este cumva bagheta magică la care se așteaptă toată lumea, să găsesc o formulă prin care omul să mănânce tot ceea ce îi place, să fie și sănătos, să fie și sățios, să fie și slăbitor dacă are nevoie să slăbească și să îl ajut să-l mănânce efectiv. Dar va exista tot timpul un dar. Dar... Așa. Dar mâncăm într-un așa. Fel. Exact. Da. Deci nu mâncăm o porție triplă de cartofi prăjiți noaptea la ora 12. Exact.
cu înghețată, cum a făcut la un moment dat poate cineva pe care nu-l vom menționa. Bun, asta îmi place, pentru că practic tu ce ne spui este că există într-o dietă sănătoasă, chiar o dietă de slăbit, așa, da? Poți să integrezi absolut orice aliment preferi, atâta vreme cât ai în proporțiile corecte și în, mă rog, cu frecvența corectă. Și trebuie să învățăm să ne uităm în ansamblu la ceea ce facem. Adică dieta mea nu s-a oprit, sau dieta mea de slăbit, la faptul că am mâncat ciocolată odată la nu știu cât timp. Foarte mulți oameni care vin foarte dezamăgiți de ei și cu multe sentimente de vină, am greșit. Cu ce ai greșit? Că ai mâncat din 7 zile odată un șir de ciocolată și restul cum a fost? A fost bine. Păi, e foarte bine, da? Dacă ne uităm la ansamblu și doar asta e, e minunat. Asta e menținerea. Aha. Ok. Uite, avem o întrebare de pe Instagram. Daniela ne întreabă ce analiză ar trebui făcută dacă avem LDL mărit pentru a vedea probabil de unde este creșterea. Ca să vezi de unde este creșterea de LDL, trebuie să-ți faci, Daniela, neapărat un jurnal alimentar. Iar ca și analiză, îți recomand apolipoproteine A și B din sânge se fac, astfel încât să vedem raportul dintre ele, să vedem dacă într-adevăr e o problemă cu colesterolul tău LDL mărit. Iarăși ar trebui să vedem în context dacă este și colesterol total mărit, cum este HDL-ul, dacă e scăzut sau mare, și cum sunt trigliceridele, poate și un VLDL. Și pe urmă să le privim în context, jurnal plus analizele astea. Cu drag vă așteptăm să vă analizăm. Hai să trecem mai departe la analize, pentru că o analiză în care cred că face parte din tabloul clasic acela de supraveghere este VSH-ul. Da. Așa. Ce ne spune el? Eu am avut ultima oară când mi-am făcut analize, am avut o modificare la VSH și am fost foarte supărată, deși știam de ce la momentul respectiv. Dar spune-ne mai degrabă, când vedem acest VSH, ce reprezintă el și ar trebui să ne îngrijoreze dacă e modificat? VSH-ul face parte dintr-un tablou mai mare de analize pe care îl numim noi sindrom inflamator. VSH-ul prescurtat înseamnă viteza de sedimentare a hematiilor. Hematiile fiind celulele roșii ale sângelui și care sunt foarte sensibile. Ele se leagă de lucruri, sunt sensibile la ce circulă prin sânge. Gândiți-vă că merg peste tot în sânge, sunt cele responsabile de a aduce oxigen la celule. Da? Deci trebuie să ajungă și în piele, trebuie să ajungă peste tot. VSH-ul crește atunci când în sânge apar prea multe globuline sau imunoglobuline. Imunoglobulinele fiind de fapt anticorpi care cresc atunci când se activează imunitatea. Deci e o problemă care a activat sistemul imunitar. Aceste hematii sunt foarte sensibile la prezența număr mare a acestor tipuri de proteine și din cauza asta sedimentează, adică se așează, se lasă la fundul unei eprubete eventual. Da? Viteza cu care ele se sedimentează sau se lasă ne dă această valoare de VSH și ne arată că e o problemă de imunitate sau e o imunitate activată de o problemă existentă în corp. Este extrem de nespecific, adică nu putem să spunem că e crescut pentru că, auleu, am cancer sau e pentru că, auleu, am diabet. Poate fi și de la cancer, poate fi și de la diabet, poate fi și de la un panariți unghial, poate fi de la o măsea, poate fi de la foarte multe cauze. În contextul obezității poate să crească, e bine de știut, pentru că obezitatea determină în corp o inflamație, un întreg panel de elemente inflamatorii, care poate să crească inclusiv VSH-ul. Deci dacă vă confruntați cu neapărat cu obezitate, ci mai degrabă cu un țesut adipos bine reprezentat, adică cu grăsime multă în corp, și nu am înrest niciun alt motiv, n-am găsit niciun motiv de infecție acută care să îmi crească VSH-ul, e posibil să fie de la greutate și să vedeți cum scade acest indice doar pentru că slăbiți din grăsime. Îmi place asta cu țesut adipos bine reprezentat, o să o rețin. Mi se pare o expresie foarte haioasă, deși sunt convinsă că e o expresie medicală. Deci tu ne spui că VSH-ul practic îți arată inflamația, este corelat cu inflamația din organism, din corp. Există, știu că se vorbește despre alimente pro-inflamatoare și anti-inflamatoare. Poți să ne spui un pic despre asta și dacă obiectivul este să reducem pe cât posibil inflamația din corp?
corp, așa, cam cum ar trebui să ne structurăm alimentația? În primul rând, trebuie să știm că inflamația stă la baza tuturor bolilor grave. Așa încep degenerările celulare care duc la probleme grave și de asta vrem să o scădem. De asta nu vrem să stăm prea mult în celulele astea proinflamatorii. Există alimente proinflamatorii și cel mai proinflamator aliment este zahărul. Pare rău, dacă nu știați, ați aflat de asta că zahărul este cel mai proinflamator și știm în plus că atâta timp cât avem zahăr în sânge, la un moment dat, celulele modificate învață să se hrănească și să se protejeze în straturi speciale de zaharuri, adică contribuie și la protecția celulelor modificate. De asta, de exemplu, în cancerul de sân e indicat să se reducă cât se poate de mult pe perioada chimioterapiei ca celulele să devină disponibile pentru tratament. Alimentele proinflamatorii mai sunt grăsimile, astea prăjite în special, și știm din metodele de gătit că prăjirea sau chiar și pe grătar acea arsură de la carne este proinflamatorie și mai bine spus procancerigen, adică este direct pentru inflamația specifică cancerului. Deci pe cât posibil cuptor, grătar, abur fără cruste, de-astea foarte bine prăjite, iar când vine vorba de alimente, grăsimile prăjite sunt cele care sunt cele mai pro-inflamatorii după zahăr. Iar când vine vorba de anti-inflamatorii, sunt antioxidanții care luptă și cu toxinele în același timp. Ori antioxidanții, dacă vreți să-i vedeți pe toți, îi găsiți în scala ORAC, îi găsiți pe internet, o să vedeți acolo în top tot felul de tipuri de cereale, pudre, condimente, fructe uscate și așa mai departe, care sunt foarte concentrate în antioxidanți, și apoi pe locuri mai pe la mijloc, fructele și legumele, toate. Deci tot ce are vitamine, tot ce are toate celelalte tipuri de antioxidanți înseamnă și anti-inflamator. Și de asemenea există și o serie de uleiuri, uleiurile omega, care sunt antiinflamatorii, dar își trebuie cumva dozate și aici merită o discuție cu un nutriționist, pentru că raportul dintre ele 3, 6 și 9 trebuie respectat în așa fel încât să nu devină proinflamator. Aha, ok. Deci dacă nu dozăm corect, dacă exact amestecăm uleiuri diferite în... Nu mi este foarte clar ce înseamnă dozarea uleiurilor. Te referi la diverse uleiuri alimentare, unde exact suntem măsline, avocado... Exact. Nu știu... La cele vegetale. La cele vegetale, ok, corect. Pe care trebuie să le consumăm de asemenea cu o proporție corectă. Da, tocmai de asta uleiul de fărăsărului devine din ce în ce mai contraindicat, pentru că raportul lui de omega nu este corect și e de fapt un proinflamator. Am înțeles. Bun, deci, ca să recapitulăm puțin, pentru că trebuie să plec cu niște lecții de acasă aici, alimentele proinflamatoare pe care vrem să le evităm sunt numărul 1, zahărul. Aici vreau să te întreb dacă te referi la zahăr procesat din prăjituri sau orice fel de zaharuri, de exemplu, nu știu, eu am o problemă cu excesul de fructe. Dacă mănânci, zicem, super multe fructe, asta e proinflamator sau antiinflamator? Sau... Fructoza nu este atât de proinflamatoare, dar poate să facă, să producă inflamație prin faptul că se transformă în grăsime hepatică sau perihepatică în jurul ficatului. Iar acest tip de grăsime se comportă diferit față de restul grăsimii din corp și determină niște riscuri de boli mai departe. Deci, printr-un mecanism indirect, poate să devină și ea proinflamatorie. Și mai este un aliment proinflamator, glutenul, care e mult discutat și care s-a dovedit că este inflamator pentru sistemul digestiv. Întorcându-mă la fructe, zahărul din fructe nu are comportamentul zahărului procesat, pentru că vine la pachet cu fibrele și atunci absorbția lui este mai corectă, este mai echilibrată din cauza fibrelor. Exces însemnând ce? Un kilogram, două kilograme, depinde și de depinde și de toleranța fiecăruia, că dacă am grăsime normală și mănânc 500 grame de fructe pe zi și astea nu sunt banane, doar banane și struguri. Da, și ele sunt fructe, așa. Da, adică care au un conținut foarte mare de fructoză, ci mai mănânc și un grapefruit, mănânc și kiwi, mănânc și ananas, mănânc și citrice, mănânc și fructe de pădure care sunt recunoscute pentru antioxidanții lor. Acestea sunt mai degrabă fibroase, apoase și nu au un conținut atât de mare de zahăr. Am înțeles. Vreau să te mai întreb două lucruri despre zahăr. Unu, revenind puțin la zahărul procesat, pentru că până la urmă multe dintre noi gătesc, fac prăjituri și așa mai departe pentru familie, în care din motive evidente trebuie să punem un pic de zahăr. E vreo diferență între tipurile de zahăr, gen zahăr brun, zahăr, nu știu, de trestie? Vedem în ziua de azi foarte multe tipuri în supermarket. Da.
E vreo diferență? E o diferență doar la procesare. Efectiv, se oprește etapa de procesare la un moment dat. Zahărul din trestie, zahărul de cocos, zahărul negru, brun, zahărul alb, este tot zahăr, crește la fel glicemia, ar trebui la fel, zahărul de arțar, efectiv este zahăr, crește glicemie, este proinflamator. Ok. Punct. Deci, din punct de vedere al sănătății, nu facem o alegere mai bună când alegem exact. Zahăr brun versus exact. Zahăr alb. Nu este nicio diferență. Da. Și, pentru că spuneai mai devreme că, până la urmă, tu nu interzici niciun aliment în dietă. Da. Ok, zahărul este inflamator, dar da. care este cantitatea maximă pe care am putea, totuși, să o introducem într-o dietă, nu știu, zilnică sau săptămânală? Sau care? Hai să vorbim la săptămână, pentru că cam așa ar fi bine să și abordăm lucrurile și din punct de vedere jurnal alimentar și din punct de vedere al excepțiilor. Adică câte excepții pe săptămână. În slăbit, eu dau voie la un desert pe săptămână în următoarele două condiții la alegerea pacientului. Poate să fie la micul dejun, alături de un iaurt, în 100 de grame de desert, cozonac, tort, prăjitură, chec și așa mai departe, sau la prânz, după un prânz în care am mâncat doar proteină cu salată, astfel încât absorpția zahărului să fie limitată și să nu crească glicemia, pentru că o creștere de glicemie face și foame repede și am stricat toată ziua. Deci dacă îl vreau la micul dejun, poate să fie o doză dublă de iaurt, adică 300 de grame de iaurt semidegresat, să nu aduc și grăsimi odată cu zahărul, că sunt două surse de energie și atunci corpul va face o rezervă. Sau la prânz, dar dacă am mâncat la felul 1, doar salată și carne sau salată și ou sau salată și brânză, salată și pește. Am înțeles. Bun. Și acum, recapitularea pe antiinflamatoare și proinflamatoare. Vrem să evităm zahărul, vrem să evităm prăjelile, dar și arsurile, că da, mulți dintre exact. Noi iubesc arsurile și părțile acelea ușor. Bunuță, da. Da, exact. Inclusiv la grătar, deci nu trebuie neapărat să prăjim în ulei, inclusiv acele bucățele. Da, să nu lăsăm să se facă acea... Vrem să evităm în special grăsimile prăjite și asta mă face să mă gândesc la jumări. Jumările cred că sunt un dezastru. Noroc că le mâncăm o singură dată pe... Sunt mai calorice decât ciocolata, la fel ca și șoricul. Da, am înțeles. Da. Asta, de asta, știi, tradițional se mănâncă doar o dată. O dată pe an, da, cu murături, exact, cu legume murate. Da, o excepție anuală. Și foarte bine gândită. Și al treilea proinflamator pe care l-ai menționat este glutenul. Mai vreau să te întreb aceea, glutenul e proinflamator pentru toată lumea sau sunt diverse proporții? Pentru că știu că există boală celiacă dovedită că, da, prin teste exact. Specifice. Și mulți dintre noi consideră că sunt intoleranți sau mai știu eu ce. Deci intoleranța la gluten este boala celiacă, este cea dovedită prin analize, biopsii de intestin și așa mai departe. Alergia la gluten este cu totul altceva. Și să am inflamație la gluten este cu totul altceva. Inflamația la gluten sau, mă rog, asta încă nu avem analize ca să o dovedim, se dovedește mai degrabă simptomatic prin excludere, adică se face probă prin excludere și vedem dacă scad probele inflamatorii, dacă se reglează scaunul, dacă pacientul nu mai reține la fel de multă apă, dacă începe să doarmă mai bine, dacă are mai multă energie, sunt mai multe simptome de luat în considerare, dar pentru restul se pot face analize foarte bine și la noi în țară, cu dozări specifice pentru alergie și pentru intoleranță. Dar, într-adevăr, există persoane care posibil să nu aibă inflamație sau să nu aibă intoleranță sau o alergie la gluten și să fie o cu totul alta cauza. Din păcate, glutenul pe care îl mâncăm acum se speculează, recunosc, că ar fi atât de modificat genetic încât în timp am dezvoltat o anumită reacție în intestin la el și de asta. Sunt discuții că da, bunicii mâncau, dar n-aveau nimic. Păi da, dar mâncau alt tip de gluten, mâncau alt tip de cereale, alt tip de fibre, alt tip de aer, alt tip de apă și așa mai departe, de sol. Și atunci, iarăși trebuie să privim în ansamblu lucrurile, adică ce contracara proinflamatorii atunci, că erau și atunci, da? Erau cu siguranță mai mulți antiinflamatori și antioxidanți. Da, așa este. Bun, hai să trecem puțin mai departe. Voiam să vorbim puțin și de ceea ce am citit eu pe internet, că este al doilea creier al nostru, intestinul. Da. Așa, și să vorbim puțin despre flora intestinală și nu știu foarte bine dacă se fac analize sau putem să aflăm despre ceva despre Da, se pot analize. Face analize de dismicrobism, se numește afecțiunea, care arată că există un dezechilibru în flora intestinală. Microbiomul intestinal este cunoscut de foarte puțin timp, de vreo 50-60
7 ani. Adică n-am avut timp să studiem și să-i observăm foarte bine influența în corpul nostru sau ce roluri are, dar știm deja că poate să influențeze emoțiile, longevitatea, riscul de cancer, obezitatea, diabetul, inclusiv bolile genetice se pot exprima mai devreme în viață datorită dezechilibrului. Microbiomul nu e altceva decât totalitatea bacteriilor care ne populează corpul, pentru că sunt peste tot. Iar microbiomul intestinal se referă la cele din intestin și trebuie să știți că sunt organizate în colonii, sunt organizate în grupuri care se hrănesc diferit. Am înțeles. Ceea și ce cum ne dăm seama care sunt... Cum ne dăm seama dacă avem sau nu un dezechilibru? Dacă microbiomul nostru este... Cum dacă, se manifestă, de fapt? Da, dacă ajunge deja la dezechilibre mari, cel mai mult se simte în tranzit. Adică apar balonări, nu tolerez anumite alimente. De exemplu, am avut astăzi o doamnă, o pacientă, care îmi spunea că i-am pus mazăre la masă și ea este foarte mult cu alimentația ayurvedică în funcție de ce tolerează, ce nu tolerează. Și mi-a zis întotdeauna, nu, doamna doctor, că eu nu mă balonez foarte tare la mazăre. Sunt de acord, dar asta înseamnă că nu aveți enzimele necesare ca să desfaceți înveliciurile acelea tari din mazăre, da? Deci haideți să începem să punem doze mici de astfel de nutrienți, astfel încât să antrenăm corpul. La fel este și cu microbiomul. Dacă am niște dezechilibre digestive de tip balonări, de tip constipații care variază foarte mult cu diarei și nu pot fi diagnosticate ca și cauze de niciun fel, poate să fie un dismicrobism. Iarăși, dismicrobismul poate să dea pofte foarte ciudate, pentru că aceste bacterii învață să ceară ce se dă mai des. Și există bacterii care se hrănesc cu zahăr în intestinul nostru. Vor cere acel lucru dacă noi ne lipsim foarte mult de legume. Pentru că dacă nu îngrijesc colonia care se hrănește cu legume, nu moare, dar clar prosperă cealaltă și s-ar putea să mai mult poftă de grăsimi sau de zahăr. Am înțeles. Deci, practic, ce ne spui este că e nevoie să avem și aici o alimentație variată. Echilibrată. Exact. Înțeleg. Pe fibre. Poți să ne spui, știu că atunci prima oară când am discutat despre subiectul, am pornit de, așa ne-a venit ideea de fapt subiectului pentru acest live, discutam despre câțiva dintre pacienții tăi care au venit cu obiectivul clar de a-și modifica anumiți parametri din analize. Poți să ne povestești puțin când vine cineva la tine, poți să dai niște cazuri concrete, când vine cineva la tine cu o astfel de dorință, cu un astfel de request, care poate să fie la pachet cu dorința de a slăbi puțin, că până la urmă majoritatea pacienților cred că de asta vin la tine, deși știu că tu ai și pacienți care doresc să se îngrașe. Să crească sănătos în greutate și asta e, o să ajungă la o compoziție a corpului ideală cu țesutul adipos corect reprezentat, nu neapărat major reprezentat, da. Exact. Așa. Spune-ne cam cât poate să dureze, adică din momentul... Dă-ne un exemplu, de fapt, concret din experiența ta. Așa, eu sunt curioasă cât timp poate să dureze până când... Până când se normalizează analizele. Da, este greu de spus cât poate să dureze în funcție de cât de afectate sunt sistemele, adică cât de afectat este și rinichiul, poate și ficatul, nu mai zic de grăsime, poate este și un prediabet. Vă pot povesti de o doamnă care m-a impactat și pe care n-am să o uit niciodată, care era de vârsta mea, atunci aveam 35 de ani, cred, și medic de profesie, care a venit special, era normoponderală cu greutate normală, a venit special să își scadă analizele de ficat. Avea transaminaze mari, la fel gamma GT mari. Acestea sunt niște analize care arată că ficatul nu funcționează corect, e intoxicat cu ceva. Ei, această doamnă este mamă singură, mănâncă pe apucate și acum, pentru că ne vedem în continuare, nu gătește, din când în când și un pahar de alcool și crescuseră foarte mult aceste analize. În plus, aveau un abdomen impresionant, adică eu am văzut persoane normoponerele cu abdomen mare doar în spital sau în rezidenția sau în facultate, că deja erau ascite, acolo era o problemă de ficat, de boală terminală sau de lichid în burtă de alte naturi. Deci clar avea grăsime abdominală multă, ea normoponderală fiind. A fost o provocare pentru că în continuare n-a vrut să gătească, nu vroia, nu avea nici resurse foarte multe sau, mă rog, foarte potrivite ca să-și cumpere mâncare foarte calitativă. E, și la această doamnă am făcut și până ziua de azi facem dietă cu cremvuști, da, e greu să spun asta, dar da, cu cremvuști, cu salam, cu pui rotisat, cu cașcaval de toate felurile, cu pateu,
cu tot felul de, cu pește conservat, cu tot felul de lucruri pe care, care să fie ușor de luat. Și am avut tot timpul în minte acest lucru, trebuie să-i scad cumva aceste analize, ajutând-o să mănânce într-un fel din ceea ce poate să mănânce, pentru că altfel va pleca și nu știu cine o mai poate ajuta. Femeie singură cu copil și la 30 și ceva de ani. Și-a normalizat analizele în 3 luni, a scăzut foarte bine pe grăsimea abdominală și cred că și a venit după aceea, cred că vreo 3 ani constant, a venit, ba nu, vreo 2, că deja acum a intrat din nou în program, vrea din nou să-și, vrea și mai mult de atât acum, a venit cu analize normale cam după 3 luni de eforturi. Asta pentru că și mâncarea pe care o mânca nu era foarte corectă, nu era foarte curată. Dar ce vreau să transmit prin asta este că se poate să îmbunătățim analize și cu alimente considerate în mod normal nesănătoase, rămân în continuare nesănătoase, dar dacă le dozăm corect alături de cele sănătoase. Adică dacă schimbăm proporțiile între ce făcea omul nu prea bun și ce facem acum bun, adică crește ponderea ceea ce facem bun, se pot normaliza și analizele. Și cu siguranță s-au adăugat vieții acestei doamne. Modificarea asta în analiză este un lucru pe care îl vezi frecvent atunci când vin pacienții care vin în principiu ca să slăbească, adică ca să pierdă greutate? Da, da, se schimbă foarte repede analizele. Eu le repet la 3 luni. Posibil să se schimbe și mai devreme de atât. Dar la 3 luni nu există să nu vedem modificări. Deci știu pentru cei care aveți de slăbit că nu or să scadă foarte repede colesterolul și grăsimile, pentru că dacă mobilizăm grăsime, ea va mai rămâne prin sânge și e normal să mai rămână valori peste cele normale pe măsură ce slăbim. Dar se schimbă glicemia, se schimbă analizele de ficat, aceste transaminaze TGO și TGP, se schimbă analizele de rinichi, scade acidul uric, care știm crește atunci când avem risc de gută, scad factorii inflamatori, cresc vitaminele și mineralele pe care le putem evalua în sânge. Și până să vină toate aceste modificări care sunt negru pe alb, vine omul și spune cum se simte și atunci... Da, da, și atunci este altceva. Poți să spui, în afară de alimentație, dacă obiectivul tău este să slăbești și să îți normalizezi anumiți parametri în analize. Mai sunt, știu că la Kilostop se lucrează cu metoda 4M, poate ne spui două cuvinte despre ce înseamnă cei 4M și dacă ceilalți M, în afară de mâncare despre care am vorbit acum, au vreun impact asupra analizelor de sânge. Toți au impact asupra analizelor de sânge. Da, da. Păi avem așa, de a face cu mâncarea, cel mai mult vorbim despre mâncare, apoi vorbim despre metabolism pe care le evaluăm cu analize specifice și apoi începem și introducem obiceiuri sau elemente în viața pacienților noștri speciale pentru metabolism. Apoi este mișcarea, de care încercăm să ne îngrijim, dar de obicei recomandăm către specialiști. Și apoi este partea de motivație, este partea noastră de suport, unde o parte din noi avem și studii. În ceea ce privește mișcarea și metabolismul, aș vrea să punctez, apropo de analizele de sânge, pacienții care fac mișcare sunt și pacienții care își scad mult mai repede acești factori inflamatori, se știe că mișcarea este anti și este prevenție pentru inflamație, și sunt și cei care își scad mult mai repede glicemiile. Vă spuneam mai devreme că dacă mâncați ceva dulce și faceți mișcare, scade glicemia. E, cumva pentru pacienții diabetici care și pot să facă mișcare, asta ar trebui să fie parte din dietă, parte din tratament, mișcarea în sine. Ce înțelegi prin mișcare? Pentru că, știi, e o gamă vastă de lucruri de mișcări. Care pot fi de mișcare, exact. Pentru unele persoane, mișcare înseamnă că fac o plimbare în jurul blocului, pentru alții, mișcare se califică, nu știu, de la o alergare de 5 km în sus. Cam, da. Ce înțelegi tu? Ce îi recomanzi pacientului sedentar, să zicem, care vine Pacientul sedentar, care a venit de pe scaun la mine, trebuie să înceapă să meargă, în primul rând, sau să urce trepte. Asta este o mișcare nemaipomenită pe care o putem face la început. Am pacienți care au slăbit așa, adică n-am adăugat alergare, n-am adăugat sală, n-am adăugat nimic altceva. Dar trebuie văzut în dinamică și monitorizat mușchiul ca să nu-l pierdem pe măsură ce pierdem greutate.
Dacă pierdem masă musculară, atunci scade și metabolismul și intrăm în ce vă spuneam, în acel recul de greutate și de obiceiuri. Ori asta se poate face doar cu un scanner profesionist, cum este analiza corporală la Kilostop, și care poate să arate în ce proporție se slăbește grăsime, în ce proporție pierdem mușchi și în ce proporție pierdem rezerve de minerale, ca să nu pierdem prea multe. Pentru că vom pierde rezerve de minerale asociate grăsimii, dar nu vrem să scădem mai mult de atât. Și atunci când un pacient este într-un program cu tine, spune-mi cum folosești această, știu că analiza, această cântărire specială analiză se face la fiecare, la da, fiecare consultație, exact. Corect? Și la fiecare consultație evaluezi... Da, evaluăm acești parametri, deci grăsimea, mușchiul și mineralele. Vrem să scadă grăsime și să pierdem mai puțin din celelalte. Și mai este un parametru pe care mă uit în mod deosebit și anume grăsimea abdominală, care este evaluată din două perspective, și anume cea subcutanată de deasupra mușchiului și cea din interior care este pe abdomene, pe organe, îmi cer scuze. Vrem întotdeauna scade întâi cea de pe organe pentru că este mai apropiată ficatului și ficatul e cel care face în cea mai mare parte slăbirea din grăsimea de depozit. Dar e foarte bine că se întâmplă așa și e foarte încurajator pentru pacienți pentru că nu e foarte vizibil că îmi scade grăsimea de pe burtă. Dar dacă văd că îmi scade din burtă și văd negru pe alb, e și colorat frumos, atunci este foarte validant. Da, știu că am făcut și eu această analiză corporală de câteva ori în procesul meu la Kilostop și trebuie să recunosc că uneori mi se întâmpla să văd că nu am slăbit, că n-am slăbit deloc de la o săptămână la alta, așa, uite, n-am pierdut kilograme, dar după aceea observam că eu de fapt pierdeam, creșteam masa musculară și pierdeam din această grăsime. Da, și este așa de satisfăcător când vezi cum ți se duce grăsimea viscerală spre zona sănătoasă, like, ah, da, yes! Exact. Aia este ținta pentru sănătate și pentru analize mai bune. Dacă da, să ne uităm pe ceva negru pe alb, ăsta este ceea ce urmăresc. Da, da, asta este foarte fain și mai este un lucru pe care voiam să-l menționez aici și spunem dacă este corect. Poți fi normoponderal și cu grăsime viscerală care se pune la nivel de risc? Da, da. Da, am văzut pacienți așa. Sau poți fi supraponderal și cu grăsime absolut normală sau chiar mai jos de procentele admise și cu mușchi foarte sus. Și cu mușchi foarte sus. Da, asta este sănătos. De asta, cumva, la noi în Kilostop, noi știm asta, că incele de masă corporală este supraevaluat, adică el pune singur diagnosticul de obezitate, dar cumva trebuie să privim lucrurile și din punct de vedere al rezervei de grăsime din corp, nu doar din punct de vedere al greutății versus înălțime. Da, așa este. Spune, Lidia, pentru că ne apropiem de sfârșit, mai avem, nu știu, 3 minute, dacă ar fi să ne spui, nu știu, un lucru, uite, poți să alegi între un lucru sau 3 lucruri cu care să rămânem după această întâlnire pe care să-l reținem, care ar fi un sfat sau 3 sfaturi, cum preferi. Un sfat sau 3? Da. Să aveți curaj să încercați. Eu sper că tot ceea ce am discutat astăzi aici vă dă curaj să încercați un stil de viață sănătos. Știu că vorbim de diete, știu că vorbim de regimuri, dar ceea ce cam să facem nu sunt astea, sunt să alcătuim împreună cu omul în față un stil de viață sănătos al lui, nu al nostru. Din știința noastră să alcătuim un plan al omului. Așa că sfatul meu este că dacă vă gândiți să faceți schimbări, dacă, nu știu, discuția din seara asta v-a adus ceva conștientizări legate de analizele voastre sau de corpul vostru, sau poate v-au sunat niște clinguri de am încercat și eu asta și nu știam că pot așa sau așa, aveți curaj și încercați. Veniți la o discuție. Kilostopul este un mediu extrem de bine gândit ca să vă primească și să vă introducă în lumea sănătății și a longevității de la bun început, astfel încât să vă dați seama din start dacă se potrivește sau nu. Și știu că nouă ne place să spunem asta, că avem money back guarantee, adică în 30 de zile de încercare, dacă nu vi se potrivește, da, totul este exact. Garantat. Da, eu vreau să spun și cu ce am rămas eu după discuția asta. Eu am rămas cu o chestie care cred că e foarte utilă, care mă mută din zona mea de gândire de black and white. Îmi dau seama că un stil de viață sănătos, de fapt, e foarte personal. Există această expresie generală, stil de viață sănătos, să mănânci legume, faci nu știu ce, dar, de fapt, este un stil de viață sănătos, este adaptat fiecare dintre noi. E al meu, pentru că pentru pacienta despre care ne povesteai mai devreme, până la urmă, pentru ea, stilul de viață sănătos cu care și-a recăpătat sănătatea și a normalizat analizele și greutatea, a conținut cremvuri și alte lucruri pe care, la care nu ne-am gândit niciodată că ar putea fi incluse. Să știți că mi-a fost greu să le dau, dar a fost un deal cu mine însă.
Da, mă bucur. Uite, ne spune Gabriela că a fost interesant și motivant. Doamne, ce drăguț, mă bucur mult. Da, sper să fiți, acum mulțumim că acum chiar am ajuns la sfârșitul live-ului. Mulțumim foarte mult, Lili, că ai fost cu mult drag. Aici cu noi. A fost o plăcere. A trecut, gata? Da, a trecut, da. Gata și mulțumim și pacienților Lili care au fost de acord să ca ea să-și ia liber în această oră. Da, și vă mulțumesc mult, dragilor. Da, și să vină, pentru că Lili este una dintre doctorițele noastre cu programul cel mai încărcat. Mulțumim foarte mult și vouă că ați fost aici, ați fost destul de mulți, deci sunt foarte fericită. Dacă vi s-a părut util, dacă vi s-a părut interesant, simțiți-vă liber să share-uiți mai departe acest live, care o să rămână disponibil și pe Instagram și pe YouTube cu prietenii voștri, cu familia voastră. Eu deja i-am spus mamei de mai devreme să se uite, sper că s-a uitat la el, da, exact. Mie îmi place foarte mult să share-uiesc informații despre sănătate și cu mie. Familia. Dacă nu sunteți încă abonați la canalul Chirostop pe YouTube, abonați-vă, click, share, subscribe sau cum se spune, pentru că o să ne vedem aici în fiecare joi în următoarele săptămâni. În toată luna februarie o să avem această inițiativă de a vorbi mai mult despre obezitate ca boală și despre riscurile asociate și despre cum putem să o prevenim la urma urmei. Săptămâna viitoare ne vedem la aceeași oră, același loc, cu psihoterapeutul clinic Chirostop, Cristian Olteanu, și o să vorbim despre un subiect care e foarte fierbinte și pe care cred că și tu l-ai întâlnit cu mulți pacienți, mâncatul emoțional. Uhu. Și ce putem să facem atunci când ni se pune negru în fața ochilor și nu putem, trebuie să ne ducem la tortul din frigider. Mulțumim că ați fost alături de noi, să avem o seară bună, mâncați o salată întâi, variați uleiurile și să aveți un stil de viață, să găsiți stilul de viață sănătos care vi se potrivește. O seară frumoasă! Pa! Pa!